De la Mișinea vorbește corect de la TVR. Câți ani aveți în primul rând? 18. Perfect. Nu mă refuzați că m-aș simți prost. Sunt și mai mare cu vreo 20 de ani decât voi. Ai observat o greșeală de limbă română la un post de televiziune? Trimite un mesaj pe adresa vorbeștecorect@rontvr.ro în care să ne spui emisiunea, ziua, ora și greșeala. Din cercetări este că bătrânul le-ar fi invitat pe cele două fetițe în locuința lui, le-a constrâns și prin violență le-a violat. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Le-a constrâns și prin violență le-a violat? Construcție pleonasmică. Prin violență le-a violat. Violul prin sine reprezintă violență, evident. Ok, deci pleonasm. Le-a constrâns și prin violență le-a violat. Nu e un pleonasm, e o... Se repetă. Da, adică, da. Acum sunt cuvinte cu același sens, nu? Da, da. Deci ce ar fi din punct de vedere gramatical? Pleonasm. Nu din punct de vedere penal. Din punct de vedere lingvistic și gramatic. Un pleonasm. Cum trebuia spus corect? Și prin violență le-a violat. Nu știu, le-a violat cu brutalitate, dacă vrei să folosești o... Da, practic e un cuvânt cu aceeași rădăcină. Viol, violență, da. Zici pleonasm, la da. Cum ar fi fost exprimarea corectă, din punct de vedere fără gramatical? Prin violență și le-a violat. Și bărbatul a fost reținut. Sigur, aceasta este greșeala. Da. Le-a constrâns și prin violență le-a violat. Dincolo de dramatismul în sine al întâmplării relatate, modul de expresie este comic prin structura pleonastică. Le-a constrâns și, prin violență, le-a violat. O acumulare de elemente care au ca trăsături comune de sens violența și acțiunea împotriva voinței cuiva. Acest tip de structuri pleonastice pot transmite stări emoționale de empatie și participare afectivă a celui care relatează, dar nu sunt admise în stilul jurnalistic. Între voi, între tinerii de 18 ani, ce cuvinte mai sunt la modă? Adică așa, în jargonul vostru, nu... Că nu știu. Cuvinte românești gen, sau... Nu, bine, da, românești, gen, marfă, astea le mai știu, era și pe vremea mea, șmecher. Da, astea așa, expresii specifice tinerilor. Uh-huh. Mi-a spus cineva de bombardier sau ce te flexeze așa, care te, da. Te flexa, înseamnă okay. A te da mare. Nu, expresii specifice tinerilor. Adică... Păi da, cum vorbiți voi între voi. Păi nu toți tinerii vorbim la fel. De ce? Pentru că respectați într-o categorie care nu, nu e... Nu, dar nu mă refer la un limbaj condamnabil. Nu mă refer la lucruri injurii. Ci limbaj, că tinerii vorbesc mult mai deschis, au cuvinte mai... știu și eu, mai deosebite, nu injurii. Adică nu avem cuvinte asta, mai deosebite. Ce e bombardier? Ce, sau asta, te flexezi? Da, sau... Este termenul modern pentru cocalar. Iată, vezi? Da. Deci nu e un cuvânt urât, e un jargon, nu? Jargon îi spune, sau cum îi spune? Termen... Da, exact. Din limbajul popular. Da. Nu, n-aveți astfel de... Există. Și dumneavoastră știți. Păi da, dar le știți pe acelea, pe acelea de pe vremea mea. Nu poți să spui că sunt nu s-au schimbat prea mult. Mișto. Da. Mișto, marfă. Marfă, da. Marfă, nu știu dacă folosește și marfă. Eu, nu, dar... Da, știu, la marfă. Se folosește, da. Dar nu sunt cu sensul la care vă referiți, că tot vorbeam de nație. Marfă a venit adică, camionul cu marfă. Atunci așa se folosește. Nu, în sensul... Dar marfă de tipul mișto, nu. Nu mai vorbiți așa cu marfă. Eu l-am auzit. Dar voi cum spuneți? De ce vreau să spun? Uite ce marfă e, nu știu, mașina aia sau... Ce mișto e. Mișto. Da, sau arată bine mașina. Ce frumos arată mașina. A, așa da, în limbaj literar. În limbaj literar, dar nu sunt scriitor. Nu, bineînțeles, dar e limbajul corect și frumos și academic sau spre academic. Uh-huh. Acum depinde, dacă vrem să fim simboliști, mașina poate să reprezinte o altă chestie. Adică nu știu, nu mă prind. Nu, nimic, ziceam așa... Nu știu ce zice. Sigur? Sunt sigur, da. Voi acum nu mă înțelegeți pe mine dacă o să aveți și voi 40 și o să vă dați seama că eu vă întreb serios. Adică eu am și eu copii care sunt mai mici, mult mai mici decât voi și vreau să știu ce vorbesc, să nu vorbească codat, să înțeleg ce vor să spună. Da. Mi-a spus cum vă cheamă? Cum vă numiți? Nu. Da, Mircea. Teodor. Și Teodor. Da. Aveți nume foarte frumoase. Tu ești informatician? Da. Cea mai grea meserie, cea mai bine plătită. Sau nu? Mai avem vreo temă? Dați-mi o temă pe profil de matematică, o chestie de asta.